Alte puncte de încasare a sumelor datorate bugetului local mai sunt disponibile la sediul Direcției Economico-Financiare din strada Carol I, la sediul din strada General Magherul numărul 25, la Direcția de Evidență a Persoanelor din strada Regina Maria și la casieria de la stadionul Zavoi. De asemenea, plățile se pot face și online pe site-ul Direcției Economico-Financiare www.taxerâmvl.ro sau prin intermediul portalului www.ghiseul.ro. Casieria din Ostroveni va rămâne deschisă până pe 31 martie inclusiv, termen limită până la care persoanele fizice sau juridice care efectuează anticipat plata integrală a obligațiilor datorate bugetului local beneficiază de o bonificație de 10%. Nivelul taxelor, impozitelor și al altor sume cuvenite bugetului local a fost stabilit prin hotărârea Consiliului Local numărul 371, adoptată la finele anului trecut și este disponibilă spre consultare pe site-ul Primăriei Municipiului la adresa www.primariavl.ro.